Hello, eu sunt Darius, iar azi am revenit la un nou videoclip. De data aceasta Minecraft Survival Legit, știu că n-am mai filmat de foarte mult timp și doar ca să știți, acest videoclip este filmat după, exact după cel cu Hunger Games episodul 7. Acum îl am la randa, deci s-ar putea să se miște un pic mai ciudățel. Da. Un F5 aici. Da, dacă se mișcă un pic mai greu sau mai am câte un drop frame chestii, îmi pare rău, el ăla randam n-am ce-i face. Bun, chiar nu mai știu de episodul trecut ce am făcut, ce am zis, chestii treste, așa că pur și simplu voi mina episodul acesta. Voi face pickaxe-uri ca lumea. Am dat un bețe. Bun. O să le iau de rezervă la mine. Bețele le las, iau lemnul. Că știți cum e în mine. De ce nu pun un fierul ăsta la prăjit? Bun. Mi-ar mai trebui ceva? Căul o să găsesc, cel mai probabil. Păi probabil niște mâncare. Da. Asta e o problemă. Am aici doar o găină, văd că... E, știți ce voi mina pur și simplu, fără mâncare. Deci v-am zis scuze dacă mai am câte un drop frame, filmez, deci... Doamne, nu filmez, randez un videoclip, deci sper să înțelegeți unde naiba sunt coordonatele. Ah, acolo. Oh, stați că noi avem răvainul ăsta aici, dar parcă ăsta l-am explorat. Sau am zis că las pe data viitoare, gen acum. Deci habar nu am. De data trecută nu mai știu. Am filmat foarte de mult, deci... Să iau minereurile astea. Bun. Hai să explorăm pe aici. Dar pe aici e explorat, what? Am fost sau nu pe aici? Nu prea cred că am fost și dacă am fost nu în cameră. Dar off camera nu prea minez de obicei. Putem închide asta, că știu coordonatele acum. Torțe. Torțe și iar torțe. Oricum, dacă murim, avem chestia cu Keep Inventory, pentru că... sincer, nu se mișcă chiar perfect, deci nu m-aș mira să... What the... Vai, dar mulți mobi mai sunt. V-am zis eu, chestia cu Keep Inventory. Uite, de asta. De asta nu-mi place mie să... să mă duc în mină fără mâncare, că nu mi se regenera HP-ul, mulți mobi. Plus că am și frame-uri mici și... Da, randatul ăsta consumă... Deci, din 6 GB de RAM cât am la laptop, 3 îi are Minecraft-ul, 2 îi are randatul, 1 îl are Windows-ul, deci totul e ocupat, da. Mergem din nou. Uite, s-a făcut și ăsta, ăsta îl punem aici să se facă, ăsta îl lăsăm aici, bun. Și nu se încarcă nici ceancurile ca lumea, că doar n-a. Eu stăt să pornesc eu un pic aici o chestie. Și să beau puțin apă. Că mi-e chiar sete. Bun, mult mai bine. Acum hai să mergem înapoi la minat. Nu știu, mai bine aș face eu o mină decât în răvainul ăla.
Dev 3. 30 pe la 16, nu 16, la 13. 20, 19, 18. Uite, o să sap pe aici în jos, pur și simplu. 17, 16, 15, 14 și asta ar trebui să fie stratul 13. Bun. Acum o să merg pur și simplu în față și o să pun torțe. O presimțire rea. Nu știu de ce, dar am o presimțire că am rea căut lavă. Hai să stupăm chestia asta aici. Voi mina și mai sus, dar întâi merg puțin doar în față, gen, o să fac și așa. Să iau eu toate astea. Și sper să găsesc ceva diamonduri. Să-mi pot face un enchanting table sau o masă de enchant pe românește. Depinde cum vreți să-i spuneți. Aha. Mă calmează așa mineritul ăsta, îmi place. Le-am pus aici pe partea dreaptă. Ia uite și niște căl. Chiar ne trebuie niște col, că avem numai vreo blocuri, ceva de gen 8-9-72. Avem un stack și un pic. Mai bine închid ăsta, poate pe unii deranjează. Bun. Uite, de exemplu, survival ăsta îl filmez în 30 de frame-uri, dar Hunger Games trebuie neapărat să-l filmez în 60, că... Nu suport să mă lupt, ci chestii din astea în 30 de frame-uri. Nu pot, pur și simplu. Eu consider 30 de frame-uri oarecum lag, într-un fel. Nu e lag, știu că nu e lag. 30 de frame-uri se consideră mișcat constant. Dar mie îmi place la 60. Bun, și știu că e cam plictisitor chestia... Plictisitoare chestia asta, dar trebuie să o facem și pe asta, pentru că nu vreau să minez off-camera după să zic că nu știu cine că mi-am dat chestiile și chestii, da, mai bine minez așa și ce găsesc, găsesc acum. Bun, sunt la stratul 13, nu? Da. Deci teoretic ar trebui să găsesc câte ceva pe aici. Trebuie să termin și un pickaxe. Măcar niște redstone, niște... Uite, că o găsesc la greu, da? Aoleu. Bun, ăsta e un moment în care ar trebui să țin shift. Bun. Să luăm și căulul. Aud și niște zombie. Deci, da. Poate avem noroc și de un mineshaft, cine știe. Uite și redstone, că tot ziceam. Că poate o să facem și ceva... chestie automate cu redstone, poate. Nu știu, dacă am chef să stau și să fac acolo lucruri cu redstone, cu un camera nu le fac, că durează. Și pe parcursul serii s-ar putea să avem și niște invitații, dar mai încolo, să terminăm întâi chestii importante ce le avem de făcut, să ne facem și noi o bază mai ca lumea. Chestii din astea, după o să avem și invitați, probabil, așa, câteodată, ocazional. Dar îmi place că se găsește fier la greu pe mapa asta și e bine. E foarte, foarte bine. Se pare că a fost doar aici un pic. Să iau și căulul de aici. Bun. Ne prefacem că n-am găsit nimic aici și continuăm. Aoleu.
Aoleu, trebuie să stup aici. Da, știți ce? Fac doar așa, așa și pun aici un bloc. Gen, așa. Nu stau să stup toată peștera, nu sunt nebun. Îmi place că chestia cu levelul când minezi au fost foarte deștepți când au adăugat-o. Pentru că dacă n-ai, să zic, un spawner sau ceva de genul, acum ar fi cam greu să faci level, da? Uite că acum nu e chiar așa de greu. Ia să mai punem, uite, aici o torță. Pun torțele pentru voi, că eu am monitorul foarte, foarte luminos, deci nu-i... Pentru mine eu văd perfect, deci da. Le pun pentru că în filmare se vede ceva mai întunecat și să nu fie probleme, să vedeți cum trebuie. Plus că dacă se vede prea neluminos, să zicem, prea întunecat, eu pot edita la filmare, dar s-ar vedea un pic ciudat. Și n-am un timer, habar n-am cât am filmat, dar cred că facem vreo 20 de minute să fie. Știu că v-am zis, nu e un lucru chiar foarte interesant, dar mă rog. Ia uite, niște... încă niște minereuri. V-am zis, știu că e foarte plictisitor, deci... Oh, uite, ceva care nu e atât de plictisitor. S-a auzit sunetul ăla de mineshaft, știți voi ăla... Ce s-a auzit înainte? Ăla-i sunet de mineshaft, deci s-ar putea să avem noroc. Pentru că mai nou știu că se găsesc chestii mai bune în chesturi. Din câte știu, plus că și Nether Fortress-uri mai nou se găsesc chesturi. Bun. Să vedem. Uite, ne duce mai la suprafață. Un schelet. Ia uite, un lanț de peșteri. Foarte tare. Hai să iau eu astea. Da, uite, cum ziceam, foarte mult fier. Un Enderman. Mai bine pun asta mai încoace. Poate avem noroc și de un spawner, ceva? Vedem. Dar să țin minte, nu? Te uita la Enderman. Că nu-i prea place să te uiți la el. Măcar găsim și noi chestii mai interesante pe aici, gen... decât dacă minăm așa pur și simplu. Bun, hai să mergem întâi încoace. Pare mai... interesant. Aude un slime? Sau mi se pare mie? Stați. Au ceva interesant aici și nu pot să stau pur și simplu. Trebuie să sap. Tot mai aproape. Ah. Aici sigur trebuie să fie un spawner. Văd că sunt și păianje pe aici. Sunt de toate. Sigur e un mineshaft pe aici, pe lângă. Stați, unde? Pe aici se aud. Uite, de asta trebuie să ai mai multe pickaxe-uri la tine.
Mai ales în cazul meu când știi că stai mult în mine. Pe aici pe undeva se aude, deci... Aha, parcă încoace. Uite, parcă încoace s-ar auzi așa. Se aude tot mai tare, deci... Da. Coace, poate? Unde era chestia cu entities? E-ul ăla. Uite-n... Încoace, zice, ar zice chestia aia că... Ar fi ceva. Entities, adică zombie, monștri, entități. În general. Uite, încoace. Încoace, zice. Nu-i deasupra? Da, bine, că au de atâta timp și fix deasupra mea. Ia mă, ce v-ați luat speed hack-uri, ce aveți aici? Ho, 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 mai ușor, mai ușor. Gata. Că nu vă fac nimic. Decât vă mor. Da. Multe lucruri pe aici. Suntem la stratul 30. Ar mai trebui să coborăm un pic pe aici. Nu avem șanse să găsim diamond. Sper că mina asta să meargă și în jos, pentru că dacă nu, nu ne prea ajută nimic în afară de diamond. Adică fier avem deja cu stacurile. Plus că mai am și sus o grămadă, deci... Știu măcar că nu mă plânge pe mapa asta niciodată de fier. What? Ce mă lovește? Mâncare. Las că am aici niște cărniță de zombi, nu contează. Unde se aude? Încoace. Și sunt și entități. Deci aici sunt. Vă întrebați, am făcut intenționat o poză să știu coordonatele. Că la casă le știu, deci... Bun. Bun, deci știu că aici am explorat. Nu mă atinge. Nu mă atinge. Ups. Aici e un spawner 100%. N-avea de unde să vină chiar atâția. Trebuie să-mi regenerez puțin HP-ul ca să pot să fac și eu ceva pe aici.
Da. Multe mine întortocheate pe aici, văd că. De fapt, multe peșteri. În toate părțile. Nu înțeleg de ce vin tot în sus. L-am văzut pe scheletul ăla, dar sincer nu risc să-l bat, că ați văzut că și-o băgat între ghilimele Speedhack și deocam na. Da, tot l-am bătut. Că na, schelet versus eu. Unde duce chestia asta? Vai, dar norocos. Ăsta era vainul meu. Chestia asta e sub casa mea. Serios. Bun, înseamnă că chiar am noroc. Să pun torțe pe aici, dar nu vă mai aruncați mai. Bine, știți ce mai bine? Aminez rest of camera. Gen, o să las asta să bubuie, așa. Probabil mai caut puțin și eu pe aici, minez off camera și vă arăt episodul viitor ce am găsit. Pentru că cam ce am făcut acum fac și eu, numai să nu vă plictisiți. Cam mai e singura mea, nu știu cum să zic, singura chestie negativă la minat, că nu-mi place. Nici mie nu mi-ar plăcea să mă uit la un videoclip în care doar stă și minează, stă și minează. Deci o să mă plimb și eu pe aici, o să caut diamante, chestii, trestii și în caz că găsesc ceva o să vă arăt episodul viitor, bun? Deci până data viitoare, eu am fost Maestro56 de pe YouTube, nu uitați de like, share, comment, subscribe și ne auzim data viitoare.